ar fi absolut cutremurător pentru întreg sistemul medical. Sigur, e abominabil, e șocant total. Eu sunt unul dintre pacienții care am trecut de 3 ori pe la ATI, chiar povesteam, și viața mea a fost legată de câteva minute de intervenție. Iar cei de la spitalul la care am fost, sigur, din sistemul acesta de apărare, s-au descurcat minunat. Probabil că în fiecare zi sunt mii de astfel de pacienți care pleacă bine din ATI și sunt salvați de către medici. De data aceasta însă, după părerea mea, a apărut o situație. Și cred că trebuie lămurită. Și într-un fel și într-altul. Sigur, că sunt unii milițieni, că sunt alții mai puțin școliți, că sunt alții foarte școliți. Cap-coadă trebuie spuse toate lucrurile și lămurite, pentru că dacă sunt astfel de situații care se întâmplă, atunci trebuie să schimbăm ceva în procedură. Sunt, și mai e un lucru. Continuăm în același...